Alegerile din 5 iunie au trimis în noul for de conducere al județului Olt 33 de consilieri. Odată îndeplinite toate procedurile, aceștia s-au întrunit în ședința de constituire și au depus pe rând jurământul în fața conducerii prefecturii și a publicului care a umplut sala Europa a Consiliului Județean. Pentru funcția de președinte au existat două propuneri, Marius Oprescu din partea PSD și Ion Moisescu de la PNL. Prin votul secret al celor 33 de consilieri a fost ales Marius Oprescu, acesta fiind preferat de 23 dintre colegii săi, în timp ce contracandidatul său a primit 10 voturi. Și eu să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Olt. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc tuturor locuitorilor județului Olt, indiferent dacă m-au votat sau nu m-au votat, le promit că nu-i voi dezamăgi și nu voi face niciodată nicio diferență între ei. Pentru cele două funcții de vicepreședinte au fost făcute 4 propuneri, Virgil Delureanu și Ioan Ciugulea din partea grupului PSD-ALDE, iar din partea liberalilor Gheorghe Alin Ciucu și Viorel Dumitrescu. Social-democratul Virgil Delureanu și Ioan Ciugulea de la ALDE au întrunit 24, respectiv 23 de voturi, iar în următorii 4 ani vor face echipă cu Marius Oprescu. Este o funcție care mă onorează, dar mă și obligă. Eu sunt în Consiliul Județean încă de la înființare, știu ce am de făcut, sper să duc aceeași muncă pe care am dus-o și când eram director în cadrul Consiliului Județean. Mulțumesc totuși cetățenilor județului Olt că au avut încredere în Partidul Alianței Liberale și Democraților. Un scor de 8% spre 9% este ca vot politic foarte important pentru noi. Știți totdeauna că eu ca vicepreședinte, ușa tuturor, indiferent de coloratura politică sau ala, a fost deschisă și va rămâne în continuare deschisă. Și cum am spus, voi face apel la toți demnitarii din județele Olteniei, pentru că singura modalitate de dezvoltare a Olteniei și a Teleormanului și tot ce vreți dumneavoastră partea de sus este infrastructura. La ședința de constituire a noului legislativ a fost prezent și președintele timp de 8 ani al Consiliului Județean Olt, Paul Stănescu. Sper ca noul Consiliu să facă lucruri mai bune decât a făcut vechiul Consiliu. Ar fi o satisfacție a mea și sunt convins că toți consilierii județeni sunt oameni valoroși, oameni care își vor face datoria. Eu, așa cum am spus, am mare încredere în președintele ales Marius Oprescu, pentru că am lucrat foarte bine cu el 4 ani de zile, știe exact ceea ce înseamnă Consiliul Județean și ceea ce înseamnă dezvoltarea Consiliului Județean. De asemenea, mă bucur și pentru cei doi vicepreședinți, atât pentru Virgil Delureanu cât și pentru Ion Ciugulea. Sunt convins că vor fi de mare ajutor. Consiliul Județean are în componență 19 consilieri din partea PSD, 9 de la PNL, 3 de la ALDE și 2 de la UNPR, astfel. Consilieri județeni PSD, Marius Oprescu, Virgil Delureanu, Cornelia Sulger, Victor Vătămanu, Dorin Teodor Postelnicu, Ioan Nedelea, Ion Cătălin Grecu, Ion Lucian Bondrescu, Dragoș Nicolae Drăghicescu, Cristian Butnariu, Mariana Matei, Ionel Cristian Gheorghe, Adrian Iordache, Ilie Irimia, Nicolae Vitan, Valeria Gălan, Ion Adrian Bărbulete, Iulia Daniela Dima, Constantin Popescu. Consilieri județeni PNL, Siminica Mirea, Ion Moisescu, Viorel Dumitrescu, Gheorghe Alin Sorin Ciucu, Florea Niculae, Gabriel Florin Nicolescu, Marian Radu, Laurențiu Nițuică, Virgil Panduru. Consilieri județeni ALDE, Ioan Ciugulea, Lucian Nițu, Gherghina Ioniță. Consilieri județeni UNPR, Jenel Copilău și Pavel Belinski. Deși s-au pus în fruntea listei, Ion Toma de la UNPR și Gigel Sorinel Știrbu de la PNL au renunțat la mandate și nici măcar nu au fost prezenți la ședința de constituire pentru a-și susține colegii.